Salutare dragilor, ce faceți, cum sunteți și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum vedeți, eu sunt tuns. Vlogul ăla cu Miniu Albastru și Miniu Ilincăi care va apărea în câteva zile pe canal a fost filmat ieri și de-aia e discrepanța asta dintre cap de brocoli și barbă, între un domnișor frumos și aranjat. Astăzi vă prezint mașina Ilincăi, Mini Cooper S 2014, motor 2 litri, 4 cilindri, linie, cu 200 de căluți, nu mai mult, nu mai puțin, depinde cât sunt morți din ei sau câți nu. Dar asta nu mai contează, o să punem și pe dyno test în continuare. Vă rog frumos să scrieți în comentarii ce vrei să facem cu mașina asta pe parcurs, să-i punem șante, să o ducem la poliș, să-i polișăm farurile, să-i facem chrome delete, să o colantăm, sau ce credeți voi că ar trebui să apară pe acest mini. Vizionatorul nostru, stăpânul nostru. Deci, în primul și în primul rând, puteți observa acest Mini Cooper. Nu prea mă pricep la Mini Cooper-e. Va trebui să-mi dau puțin research până să putem cunoaște mașinile astea în întregime. Din câte știu, sunt luate de BMW și refăcute ca un BMW puternic, dar puțin mai mic, mai comprimat, mai compact și puternic acolo, pentru că are 200 de cai, la o tonă 400 are 200 de căluți. În primul rând, ce vă pot prezenta, are un pachet chrome. Nu știu dacă este un pachet sau așa vin ele stock sau este o alegere a fostului proprietar, pentru că a fost doar unul. Avem și un norocel aici, mașina ne aduce noroc așa de început, ceea ce este foarte bine. Avem chrome aici pe faruri, avem grilele acestea chrome, mai avem chrome și aceste găuri de ventilație care trag aer spre turbină, motor și așa mai departe. Chrome aici, insignele și inscripțiile cu S tot pe chrome, oglinzile chrome, 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 chrome peste tot. Spuneți-mi dacă o să fie o idee bună să facem mașina într-o culoare și să venim cu un chrome delete pe negru sau un chrome delete pe alb, cum o să vedeți și în vlogul următor, pe miniul albastru care este Seaside, sau ce idei aveți. Fiind o mașină pentru fete, pe care o să o conduc și eu, eu m-aș duce, dacă Ilinca ar vrea roz, pe un roz și mai masculin, pentru că știți că există și roz masculin. Ați văzut cum și-a făcut și Zed acum în ultima vreme Porsche-le ăla GT3-ul, mi se pare fenomenal, o să pun o poză cu Porsche-le GT3 roz cu jante albe foarte frumos și cred că o să mergem și noi pe aceeași idee, pentru că este o idee bună, este foarte frumos și este frumos să te inspiri de la oameni care au ceva de spus în domeniul mașinilor și noi fiind fani a mașinilor, puteți ne luăm liniștit după oamenii mari din industria mare a mașinilor. Bă, cât de frumos ești, să-mi bag piciorul ăsta și mă uit în ecranul ăsta mic. Da? Mamă, dacă eram femeie. Ce prost ești. Bun, hai să începem cu testul port bagajului. Din câte puteți observa, avem doar butonele aici. Asta am luat-o din Grecia, din țara de suflet a Ilinca, el am luat cadou de la un bazar, nu e original, dar e fain, adică să știi că e mini. După ce că scrie aici mini, trebuie să știi că e mini. Facem testul port bagajului. Așa s-a de dat și ce trebuia să-i duc eu la curățătorie astăzi, pe care nu i-am mai dus. Este un port bagaj chiar ok. Robi, pune-te aici lângă mine să vezi dacă avem loc. Merge, nu? Avem loc, da, putem să stăm putem așa să la pescuit, cum puteți vedea și lacul aici, putem să stau la osămânțe liniștiți. Bun, eu zic că port bagajul este destul de ok. Eu am fost cu taică-mi să facem niște cumpărături când au fost părinții mei aici în București și am făcut o masă mare împreună cu tata lui Zbăr, cu mama lui Zbăr, cu Zbăr, Deni, Gami, toți au fost acolo și au încăput aici, nici nu mai știu, 6 baxuri, nu, 7 baxuri, câte 6 sticle de bere. Au mai intrat încă 3 baxuri de suc, au mai intrat încă un bax de 24 de doze de vin, alune și tot felul. Deci este un port bagaj relativ încăpător pentru oamenii și munca de zi cu zi. Este o mașină de oraș, este mică, este sprintenă, este ce trebuie. Problema este că dacă n-ai grijă și îi dai drumul de aici, o să trântească foarte tare. De-aia v-aș spune, dacă aveți acest tip de mașină sau dacă vreți să vă cumpărați un tip de mașină de genul, îi dați drumul de aici, oricum tună foarte tare. Haideți să vă povestim și de evacuări. Sunt evacuările stock, care se aud foarte bine. Stai aici puțin, Robby, că vreau să-i dau puțin, să vedem dacă face poc, poc, poc și stu-tu-tu, cum ai zis tu. Face, face, eu știu. Dă și aer cald. Dă și aer cald? Da, da. Stai să vezi când o să-i facem flăcări. Îi faci flăcări? Facem flăcări pe naiba, eu am dat la glumă. Avem câteva variante de jante pe care am vrea să le punem pe mașina asta, pentru că am vorbit cu Ionuț de la magazinul de jante. Este băiatul pe care îl cunoașteți deja, este de foarte mult timp pe acest canal. L-ați văzut și la proiectul cu Mustangul, l-ați văzut și la proiectul cu Sheptarul, în care pe Mustang mi-am pus acele Japa Racing pe 20 foarte late, de astea de pe Sheptar de 275 și pe Mini ceva pe 17 sau 18, tot de la Japa Racing, dar ceva mai, nu știu cum să zic, monobloc, dar spițat, mic pentru Mini Cooper. O să punem aici niște variante dacă o să găsim ce ne-am dorit foarte mult să punem pe mașină, dar ideea în capul meu sună așa. Mi-aș dori ca această culoare a Mini Cooper-ului, următoarea culoare, să fie
tot un roșu de genul, pentru că dacă îl colantezi într-un roz care dă spre roșu, nu mai schimb talonul. Și nu cred că mai avem nevoie să mergem stânga-dreapta să schimbăm talonul. Că oricum, culoarea asta este frumoasă, dar poate să ne plictisim la un moment dat de ea. Eu am zis să mergem pe un roz din ăla așa, fucsia, care sigur o să-ți dea roșu un talon. Schimbăm asta, punem emblema nouă de la Mini. Tot ce este crom, colantăm alb. Jante gri cromate sau albe, le facem albe imaculat. Și o să avem negru. Roz fucsia, alb și negru. Cred că o să arate bine. Habar n-am. Ieri, în vlogul ce urmează, am spus că nu-mi plac atât de tare farurile astea care aici se termină. Care formează doar un U sau un N, un N de mână. Ei, în momentul de față pot spune că îmi plac foarte mult și nu mi-aș mai dori să facem un retrofit pe faruri noi, ci doar puțin polish, pentru că, după cum poți vedea, arată foarte, foarte nașpa, sunt foarte mătuite, dar eu zic că se rezolvă. Bara față nu cred că o să punem John Cooper Works, pentru că este un Mini Cooper S, nu este John Cooper Works, nu este model John Cooper Works, deși are cu 30 de cai în minus față de un John Cooper Works. Mașina cred că va rămâne așa, pentru că îmi place foarte mult și la un moment dat o să-mi iau și eu un John Cooper Works, pentru că m-am îndrăgostit de Mini. Sau poate un Countryman John Cooper Works, da. Sunt fan Mini din momentul în care Ilinca și-a cumpărat mașina asta singură, repet, la 11 ani, vreau să-i spunem toți în comentarii felicitări Ilinca pentru realizarea aceasta, să ții mașină singură la 18 ani și să mai și rămâi cu bănuți și să te descurci. Bravo, iubire! Hai să vă mai arăt și motorul. Un motor micuț, după cum aș putea arăta în următoarele momente. Un motor neafectat, fără accidente, fără nimic. Am verificat-o la fratele zbâr. Perfect funcțional, totul la locul lui. Filtru sport, motorul frumos, twin power turbo. Am și uitat că este cu două turbine. Acum nu o să știu să vă explic tot despre mașina asta, pentru că, sincer, nu m-am documentat. Eu doar am vrut să vă prezint, pentru că mi se pare că este o mașină perfectă pentru fete cu grijă și cu responsabilitate la condus, care foarte mulți cai. Și este o mașină perfectă și pentru băieții cărora le place puțin sportivitatea, când vine vorba de volan. Vreau să vă zic sincer că merge puțin mai tare ca Mustang-ul și nu m-am așteptat la lucrul ăsta. Este tracțiune față și vă invit și la interior. Hai să începem din spate în față, nu? Cum e și la outfit rating sau outfit, how much is your outfit, de sus în jos sau de jos în sus? Nu, de spate în față. Închidem ușa și dăm scaunul aici pe spate să vedeți dacă este loc. La cap avem loc, la picioare avem cât de cât loc. Ce este tare la mașina asta, pe mine mă bucură faptul că dacă vrem să mergem la Mac în 3 persoane, unul încape la volan, unul aici unde este Robby, unul în spate care are grijă de sucuri. De ce? Aici. Cup holder. Aici, cup holder. Aici, cup holder. Acolo două cup holdere. 2, 4, 5 cup holdere pentru 5 băuturi, pentru 5 prieteni care merg 3. Mi se pare fenomenal să ai atâta loc în mașina asta. Pe pielele astea stau bine, nu se poate întâmpla nimica. Boxa e boxă. Din păcate nu avem sonorizarea de la Harman Kardon, dar nu contează, este perfectă așa cum este mașina asta. Nu poate să vină cu toate dotările de care avem nevoie. Mai trebuie să aibă și un câte un minus. Și dacă e să fie vorba între noi, dacă singurul minus sunt boxele, ei, atunci e perfect. Bun, poziția la volan foarte bună. Scaunele foarte sportive, se simte că am pus câteva kilograme, că mă strânge aici un pic la pernuțe, sau cum se spune. După cum puteți observa acest... Stai! Cardu, 0 minute. Scuzați-mă, revenim. Marea prostie face că am filmat pe modul de poză. Nu știu care e diferența între modul de poză și modul de filmare. Aia e. Închidem camera, lăsăm camera aici. Și urmează să vă prezint interiorul mașinii. Este acest board care nu este digital, este analog. Puteți observa meniul mai vechi de la Mini, dar nu ne deranjează că funcționează foarte, foarte bine. Frână de mână la fel. Cotieră, puțin loc, puțin bani aici. În rest este foarte mișto. Care spune că vei merge în maximum go-kart feel cu mașina. Aici poți să-ți setezi limita de viteză, ai cruise control să poate să-ți meargă pe autostradă la o anumită viteză, are senzorii aia ca la BMW să vadă și să-ți citească drumul, să nu poți să faci accident când o pui pe cruise control, să-ți conducă efectiv mașina singură. Uite luminile, luminile. Le schimbi, ce culoare vei tu? Zi-mi o culoare, Robby. Roșu, nu roșu, că e basic. Galben. Așa? Asta e bun. Despre cum merge mașina veți vedea și în vlogul celălalt mai multe detalii, dar acum trebuie să facem o talpă imediat. Între timp ce facem noi outro-ul acest vlog de pe telefon, pentru că nu știu ce am făcut cu camera. Sper că nu mi s-a stricat cardul, că am dat o căruță de bani pe cardul ăsta. 3, 2,
1. Bine, dragilor, cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Nu uitați, vă abonați, dați un follow, Mădălin Șerban, în pe Instagram, așteptare tare mult și ne vedem data viitoare cu noi vloguri. Pa!